o expoziție foarte frumoasă de caricaturi, dar a vrut foarte mult să vină cu acest film aici, pentru că, din punctul de vedere al multor specialiști, filmul acesta, pe care îl văd acum prima oară, de vreau să-mi spun de asta, sunt efectiv foarte emoționată, filmul acesta adună în el tot ceea ce experiențe îngrozitoare, tragice, au fost, cum să spun, eliminate de poporul român cu această uriașă taină pe care o are de a transforma nenorocirile în ceva care ne face să nu plângem, ci să râdem. În a demonstra mecanica urâscului, a dictaturilor de orice fel, a prostiei de orice fel, dar și mecanica lucrurilor frumoase, pentru că și frumosul se repetă. Bergson, când a spus că râsul este lui mecanic plachinus și lui vivant, a vorbit tocmai despre această valoare formidabilă care este tot a frumosului, să poți să râzi. Nu vreau să vorbesc foarte mult, l-aveți aici, vreau să-l întrebăm, vreau să ne povestească. Pe mine mă interesează, pentru că sunt excepționale imaginile și suita aceasta între imagine și cuvânt. Acest scenariu, știu că a lucrat împreună cu Lustru. Povestea o avea, dar felul în care o povestește este genial. Care au fost câteva, spune-mi, te rog, să-mi spune-le nouă, câteva din alegerile pe care le-ai făcut, pentru că putea să devină vulgar la un moment dat, putea să devină cumva melodramatic, putea să devină previzibil. De unde această taină a scenariului, bucată cu bucată imagine, bucată cu bucată replici și tăcere atunci când este tăcere? O să intru puțin mai degeaba din chimia asta. Interesant e faptul că am avut acest sinopsis. Acum l-am deținut. Era o comoară. Mi s-a părut în modul în care profesorul meu, Octavian Cotescu, mi-a povestit acest fapt. Și am ridicat un sinopsis, câteva pagini, și am încercat să-l impun câtorva regizori și câtorva producători. Ce-a? Am deținut acum vreo 20-25 de ani. Evident, nimeni nu are, sau n-am găsit niciunul care să creadă în istoria acestui film și în viitorul lui. Și atunci a trebuit la un moment dat, când mi-am găsit resurse și m-am găsit în puterea asta, mi-am găsit autoritatea de a putea ridica un film, am zis să-l fac eu. Cam asta este istoria, vulgarizând-o puțin, istoria pe scurt acestui film. Mi s-a părut important ca acest lucru să fie consemnat, ca istoria să cunoască, să-și cunoască greșelile și să nu le mai repete. Evident, istoria nu face lucrul ăsta și își vede în continuare de treaba ei. Mie mi s-a părut și m-a simțit dator că ar fi momentul să se ridică acest film. Apoi, în momentul în care am început, trebuie să vă spun că am avut un buget extraordinar de mic. Poate știți, poate nu știți, se face un concurs la CNC cu, în baza unui scenariu, se câștigă niște bani care constituie de obște cam 20% din ceea ce s-ar numi bugetul filmului. Așa s-a întâmplat și cu noi. Am găsit niște prieteni buni, un partener bun în Franța, care se numește Agat Film. Care au pus o parte din bani, după, apoi a fost Euroimaj, de la care am mai obținut niște bani și, în orice caz, bugetul s-a ridicat cam vreo 600.000-700.000 de mii. Este infim pentru un film istoric. Cine a mai făcut film și pot aici, care cineva chiar cunoscut,
știe ce de puținătatea, ce înseamnă această puținătate. Așa încât actorii aproape că nu au fost plătiți deloc și pentru mine a fost o mare favoare pe care au făcut-o ei împreună cu Dumnezeu, pentru că au fost alături de mine în acest proiect, pentru că au venit să lucreze aproape gratis. Și după cum ați observat, sunt actorii mei, cum este Victor Regiu, dacă am să spun numai unul dintre ei, poate cel mai mare actor al actualității român, care a venit și a participat pe un rol mărunt în acest film. Am avut actori dăruiți care au crezut în proiectul ăsta și l-am văzut. Filmul a avut o recepție excepțională la cei care l-au văzut. Au avut o distribuție execrabile, ca să spun, în România. A avut 4 copii, mi se pare, în prima săptămână, după care au rămas numai 2. În Franța au avut 56 și după prima săptămână le-au mărit încă 6, au avut 58. A fost extraordinar de bine primit. Parisul a ținut, să spun așa, o lună și ceva în capitala Franței. Pe urmă am luat un mare premiu esențial pentru mine la Terni, la un festival de la Terni, am fost mare premiu la Terni. A luat un premiu excepțional la Bangkok, unde a fost într-o competiție extraordinar de solidă cu toți făcătorii de comedie din lume, împreună cu Woody Allen și nu mai știu cine, și a luat premiul publicului. Deci a avut o istorie bogată și bună în afară. În țară mai puțin sau aproape deloc. A fost un film într-un fel condamnat, dar fără să am vreo resentiment anume, condamnat de noua nomenclatură cinematografică, dar de obicei așa se întâmplă când se ridică o nouă religie sau o nouă concepție politică, trecutul este refuzat. S-a întâmplat și cu această linie stilistică nouă inventată, care a refuzat ce era pe lângă și ce putea deveni competitivă. S-a părut și asta un lucru just, dacă așa se întâmplă în lume și e simptomatic, e foarte bine să se întâmple și cu mine. Și așa s-a și întâmplat. Dar mă bucur că el este ca un vin, un vin care se învechește și din ce în ce mai vechi devine din ce în ce mai bun. Este un avertisment, un film avertisment, așa cum spunea și Doina, un film, după părerea mea, foarte trist, dar cu atât umor, ceea ce constituie, într-un fel, amprenta acestui popor, din care facem parte și cu care personal mă și mândresc. Dacă aveți întrebări,